Din când în când trebuie să mă uit în buletin, mărturisește Muguri Sărescu atunci când este întrebat dacă va mai candida pentru un nou mandat la Banca Națională. Muguri Sărescu împlinește în acest an 75 de ani și conduce Banca Centrală din anul 1990. Este cel mai longeviv șef de bancă centrală din lume. Ați luat o decizie legat de continuarea cu un nou mandat la conducerea Băncii Naționale, având în vedere că vă expiră mandatul anul acesta? Noi nu putem să luăm nicio decizie. Parlamentul hotărăște partidele politice așa cum spune legea. Noi trebuie să ne facem aici datoria până ultimul moment. Din când în când trebuie să mă uit la buletin, da?